Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi îl are invitat pe doctorul echipei Petrolul, Mircea Miu. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit în cadrul emisiunii. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și salut și eu pe telespectatorii noastre. Au trecut 10 săptămâni de când în staful Petrolului a revenit doctorul Mircea Miu. Vă reamintesc ce le spuse în 2016 la emisiunea mea Pasul la Offside, acolo unde Mircea Miu era invitat alături de Marian Dima, actualul președinte, director sportiv al Petrolului. Spuneam atunci, doctorul Miu, ploieștean absolvent din postura de șef de promoție al Facultății de Medicină din București, Iulius Fucic, Centru de Reumatologie, promoție 1981, oficial cu o vastă experiență în domeniu. În România a activat la Astra Giurgiu, câștigând titlul național la Petrolul, la CSM Ploiești, la Dinamo București și a revenit la dragostea cea mai mare, Petrolul, în mijlocul lunii iulie. Domnule doctor, în primul rând vă mulțumesc pentru acceptul de a ajunge la noi, în studioul Dada Production, la scurtă vreme după deplasarea de la Pecica. Trebuie să le spunem telespectatorilor faptul că doctorul Miu vine la câteva ore după ce aeronava a aterizat la Ploiești, aeronava care i-a condus de la Arad la București pe componenții lotului ploieștean, că facem această emisiune înregistrat pentru că luni echipa este în plin meci oficial jucând la Iași, ei vor pleca duminică seara tot pe calea aerului și de aceea am găsit înțelegere în a-l aduce pe doctorul Miu în cadrul studioului nostru de la Dada Production. Unii ar zice că plecarea dumneavoastră de la o echipă precum Dinamo la Petrolul ar reprezenta un pas înapoi. Ce le spuneți? Nu poate fi vorba de așa ceva. În primul rând, noi nu discutăm sau nu comparăm numele neapărat, ci ceea ce se întâmplă astăzi cu cele două echipe. Dinamo rămâne în amintirea tuturor ca o echipă de top, cu mari realizări, cu jucătorii legendari, pe care și eu i-am admirat, chiar dacă n-am fost niciodată dinamovist. Și revin la Petrolul nostru, tot într-o evoluție a timpului, cu acei jucători care mi-au marcat și mie copilăria, adolescența, probabil și dumneavoastră și la multe generații, la perioada actuală. Eu cred că Petrolul actual este deasupra Dinamului actual. Deci nu este un pas înapoi, este doar o împlinire, să zicem, și a dorinței mele, a speranței, mai bine zis, pe care am avut-o, de a reveni acasă, cum se spune. Experiența Dinamo, dacă vorbim puțin despre povestea aceasta, pentru mine a fost interesantă. Chiar veniți pe dumneavoastră, mă gândeam, făceam așa un memor al trecerii mele prin timp și cred că viața mi-a oferit tot timpul niște provocări. Provocări însemnând anii de școală, anii de facultate, apoi partea de profesie, de săvârșire a pregătirii în profesia respectivă. Iar Dinamo a fost o provocare. Mulții s-au mirat la vremea respectivă pentru că eu în vara trecută am mai avut niște oferte. Nu era niciun secret, de la Faru, de la Dorinel Munteanu la Galați, după ce am semnat cu Dinamo a venit și voluntariu, dar am ales Dinamo pentru această situație în care erau ei și pentru mine era provocarea de care v-am vorbit. O echipă pe care mulți o vedeau retrogradată, o echipă fără nume mari, administrativ își căutau pașii ca organizare. Și până la urmă am reușit împreună cu acești copii și stafful să aducem din prima ligă. Acum ce se întâmplă este o altă poveste. Parcă ieri eram la porțile mileniului al treilea, iar medicul Mircea Miu voia să revoluționeze lumea comunei de reședință, vorbind despre una dintre cele mai bogate comune din România, Brazi. Atunci a anunțat candidatura la fotoliu de primar din postura independentului. Din fericire, demnitatea a fost câștigată de altcineva și vă rog să-mi spuneți dacă am zis bine, din fericire. Cred că da. Pentru că de când de copil eu am fost marcat de drumul acesta spre partea medicală, am dorit
din tot sufletul să devin medic, pentru că pe la vârstele acelea fragede mi se părea că medicul are ceva de magician în el. Și chiar am trăit o experiență personală la 7 ani, o amidalită pulpacee destul de serioasă, dus noaptea la dispensarul comunal unde medicul era acolo, pentru că pe vremea aceea medicii locuiau acolo, și cu acea injecție magică și un pic de îngrijire am depășit momentul acela și am spus, de acum încolo eu voi fi medic. Iată, la 7 ani. De la 7 ani și nu m-am schimbat. Am avut o mică, doar o mică ezitare, dar nu în niciun caz o hotărâre care să schimbe drumul meu. Prin clasa a 10-a, fiind elev la LMV și cu o înclinație către partea filologică, având o profesoară de română deosebită, care s-a ocupat de mine și am avut niște rezultate pe la Olimpiada Română, mi-a spus că dacă nu dau la medicină, să dau sigur la ziaristică. Ca și avea ceva talente literare. Da, mai, ca orice tânăr scriam versuri, citeam foarte mult, eram îndrăgostit de Eminescu la modul artistic și nu masculin. Eram chiar răbășit de tot ce se întâmpla, am citit tot, citeam tot, am fost la Biblioteca Națională cu doamna profesoară să văd volumele lui Maiorescu în care apăreau lucruri pe care nu le știam, am citit tot ce se putea citi despre el, romanul Eminescu al Cezar Petrescu, mă rog, tot, n-are sens. Revin la ce a spus dumneavoastră. Din fericire, eu am acceptat atunci, pentru că vorbeam de provocări. Așa. Provocările a venit într-un context, să spunem, prietenesc, având niște oameni în jurul meu care ar fi dorit ca eu să mă întorc în comuna natală și pentru a încerca să fac împreună cu oamenii de acolo ca această comună să-și arate adevărata valoare. Oamenii aceia, unii au dispărut, gen Pane Stanciu, care a fost în colaboratorul meu și la fotbal, mai sunt unii în viață, Nevale Alexandru, Vasile Mihai din Braj, și am spus, doamne, vrem să avem omul nostru la primărie. Provocarea a fost într-adevăr interesantă, pentru că n-aveam timp să mă ocup decât 3 luni, l-am luat pe actualul primar, care nu era decât capitanul echipei mele de fotbal, și am început o campanie din asta în stilul Mircea Miu, prin satele respective. Mi-am întrebat atenția către tineret, și către partea adultă, pensionară, să spun, și se pare că am avut atunci ceva succes, de vreme ce am ajuns într-o finală. Nefiind sprijinit de nimeni, fiind independent, eliminând câțiva din oponenții mei politici. Finala a fost greu de explicat, pentru că era atunci, a fost un sprijin puternic pe care primarul care a câștigat în trecerea la prima respectivă l-a avut, dar și valoarea lui a fost evidentă de vreme ce a rămas 3 sau 4 mandate ca primar al comunei. Și nu ați admis să rămâneți sub el, Marlin, viceprimar? Nu. Pentru că eu aveam la vremea respectivă, o altă concepție. Eu pe primar îl vedeam ceea ce se întâmplă poate acum, după 20 sau 30 de ani, un gen de manager, un gen de deschizător de uși și de drumuri. A, și să nu mai fi fost loc pentru un al doilea, cum să zic așa. Al doilea putea să fie un colaborator al meu. Nu, Iesme, nu doream Iesme, pentru că eu voiam să fac, la vremea chiar am și spus, vreau un consiliu de administrație ales de oameni de acolo, dar vreau și un consiliu de administrație în paralel cu niște oameni în care eu cred în comuna respectivă, ca să putem apela la opiniile, părerile, sugestiile acelor oameni, pentru că oamenii aceia trăiau acolo și aveau experiență de viață. A fost o experiență interesantă și pentru mine, după care sigur că mi-am urmat cursul firesc al... Asta urma să mergem de la Brazii, un periplu incredibil, vreme de 11 ani, șeicul Dubaiului, Mohamed Rasid Bin Maktoum, și primarul Kasim Sultan, v-a oferit funcția de medic șef al clubului Al Ahly, un club care
creștea și tot creștea. Da, n-a fost ușor și pentru că tot vorbim de provocări, acum mi-a stănit nostalgia celor ani, sincer n-am vrut să mă duc. Propunerea a venit prin domnul profesor Constantin Muscaru, care e cunoscut în Ploiești și nu numai ca un antrenor de handbal și feminin, dar și la echipe masculine, care se afla de câțiva ani în Dubai. Obținuse ceva rezultate, chiar luase o cupă Dubai cu o altă echipă și care mi-a sugerat să vin acolo, pentru că e o altă lume și s-ar putea să fie nevoie de serviciile mele și poate și eu să fiu mulțumit de ceea ce găsesc acolo. Neștiind absolut nimic decât din literatură despre acea zonă, am avut mari rețineri. În primul rând, rețineri s-au referit la comunicare. Comunicarea pentru mine nu era grea, pentru că eu vorbesc trei limbi străine, scris și citit, vorbesc, am învățat și, mă rog, mă descurc și în alte două, dar cu arabii era greu, neștiind ce anume cum o să comunic cu ei. Partea medicală este clară o treabă de comunicare. Nu e vorba numai de un examen pe care îl faci clinic așa, ci trebuie să vorbești cu... Ce ați dat înapoi? Atunci? Nu am dat înapoi. Nu m-am dus. Mi-au trimis bilete de avion. Mi-aduc aminte, era 27 august, mai știu, 97-96, era meciul la televizor Montpellier-Steaua, 5-0. Aha. Am preferat să văd meciul, ca să nu mă duc la aeroport și așa, cu îndoielile mele din acea vreme, am rămas acasă. A doua zi sau noaptea aceea am primit, nu știu, 10-17 telefoane, toate, domne, veniți aici, nu se poate, Dan Costică, mă dau ăștia afară, că am pus obrazul. Dan Costică, mi-a strimit bilet numai de duce, nu se întoarce. Nu te-ai uitat bine, sunt lipite. Și eu n-aveam la vreme, nu m-am uitat prea atent la... Te rog eu să vii, de când vii, dai bună seara și pleci dacă nu-ți convine. Da, așa, da, mi-a retrimis biletele, 3 septembrie, pe mine m-am soțit la aeroport și le-am spus foarte clar, uitați-vă bine la mine, peste o săptămână, veniți să mă luați de aici. Că mă mai încerc, nu, vin. Și am venit după 11 ani. Extraordinar. Asta chiar nu știam. A fost o aventură, pentru că în avion, mi-am adus aminte de... din literatura, mă rog, care mi-a marcat și mie adolescența, de un erou, Rastignac se cheamă, din Pergorion, care a ajuns la porțile Parisului, venind dintr-o lume rurală pe jos, înainte să îi se ridice bariera de a intra în orașul luminilor la vremea acelor ani, a spus și acum, între noi doi. Între el și Paris. E, ceva în genul ăsta mi-am propus și eu să fac când am coborât în Dubai, nu chiar de la început, pentru că nu știam, dar după câteva ore mi-am zis și acum între noi doi. A fost o experiență extrem, extrem de interesantă și mai ales benefică. Am cunoscut o altă lume, dar mai mult mi-a plăcut faptul că am putut eu să mă perfecționez, am putut să învăț foarte multe lucruri cu sprijinul acestor oameni care își doreau performanță și m-am prezentat acolo la 3 noapte, am dus la un hotel, nu știam ce să fac pe acolo, a doua zi m-au chemat să discutăm seara, după niște ore, eu eram un pic totuși speriat, așa, nu chiar speriat, dar eram nelămurit. Ei m-au chemat la negocieri, mi-au zis un salariu, eu am zis nu, eu nu rămân. Eu voiam să plec, de fapt, eram sincer. Și ei au considerat că este un stil al meu de a negocia. Lor le plăcea treaba asta. Eu m-am dus până la ușă, ei mă chemau înapoi, nu știu ce. Polul ăsta. Da. Cei cu care m-am împrietenit după aceea, pentru că am respectat, au avut o conducere fantastică administrativă acolo, de oameni deosebiți. Mai puneau câte ceva acolo, eu iar plecam, până nu am plecat. Și în curte mă aștepta domnul profesor Muscaru, Nea Costică, cum ziceam eu. Zi-mi, Cică, Nea Costică, plec. Băi, ești nebun, cum să pleci? Păi abia ai venit, ce zic ăștia? Cât îți dau? Păi atât. Păi eu sunt de 6 ani aici, am jumate din cât îți dau ăștia ție. Acceptă, domne. Mai Nea Costică, păi nu știu ce, cu ăștia pe aici, nu știu ce. Hai înapoi.
Și v-ați dus? M-am dus înapoi, acolo era un comitet cu, mă rog, economistul și managerul echipei de handbal, care acum, mă rog, sau după aceea, în câțiva ani, a devenit directorul general al televiziunilor din Dubai. Un tip deosebit, un tip cu abilități, da. Lăsați-vă pe mine să negociez eu cu doctorul. Da. Totul, am înțeles, uite, așa, așa, îți mai dau eu atât. Ei, nu pot să cred, bă, da. Adică a dus-o turcește. Da, și eu zic, nu, iar plec. Dom'le, păi e o sumă mare, cât ați dorit sau ați zis ceva, zic, ce, pentru un dolar, nu un dolar, mă rog, câțiva dolari dumneavoastră nu vreți să rămâneți? Zic, nu, pentru un dolar nu rămân, dacă e diferența. Și atunci, n-am mai avut, ce au spus mie, ca să veniți aici, semnați. Am semnat contractul care era jumate în arabă și jumate în engleză. Aveam timp să mă uit pe ele, datele, toate astea. Zic, mă, ori corespunde sau nu ori corespunde. Cât am era, semnat ca primarul. Cât era ca și timp în derulare? Păi negocierea s-au fost vreo două ore. Și cât ar fi durat contractul? Câți ani? Câmpa ani? Un nu, an? Nu, contractul l-au făcut pe un an. Pe un an, ca să cu vedeți, drept de... Ca să vedeți stilul lor. Văzând că, mă rog, am negociat ce am făcut pe acolo, ce bine, dar așa, cu hotărâre din asta, semnam un an, 3 luni ești monitorizat, dacă nu ești bun, pleci. Direct, adică nu, fără... S-au dat probleme. Ei acum la... Da. Și eu, ca să pun cireașa pe tort, spun, bine, perfect, dar mai am o problemă. Ce problemă? Dați-mi un salariu înainte. Și a zis, doamne, n-a venit să lucrez, o zic și eu vreau un salariu înainte. Nagear, și era administrația. A, tu e salariu înainte. Salariul mi l-a dat în dirham, că nu știam acum... Paritate. Paritate, că abia ai spus, m-a vrut neapărăcăt, eu n-am intrat în lumea aceea cu cunoștințele de rigoare sociale, istorice, mă rog, istorice, da. Mi-a dat niște bani pe acolo, m-a dus la hotel să țin cu banii. Zic, bă, ce-or fi cu ăștia? Așa. Ce să fac eu? Da, atunci m-am trezit și mi-am dat seama că lucrurile nu sunt simple. De acum încolo am semnat, am făcut și trebuie să fac ce trebuie să fac. Vreau să vă spun că în 20 de zile am slăbit vreo 9 kg, pentru că nu mâncam, nu eram atent, citeam, mă duceam. Nimeni nu spunea ce am de făcut. Îmi spunea că am un club cu aproape 1000 de sportivi. Pe toate discipline, că mi-am spus clar, zice, nu numai cu fotbalul ești. Noi te-am adus să fii al clubului. Un manager de sportiv al clubului. Da, să nu mai e că mă trăiești cu fotbalul, că nu știu ce și nu știu cum. Nu, tot. Aveam handball, aveam și echipe de performanță. Așa că o mică paranteză, handball-ul câștiga în fiecare an campionatul. Basketul aproape la fel, volley era mai mediu așa. Fotbalul era fotbal, regina sportului și a orgoliilor lor. A trebuit să o iau într-un fel, cum să vă spun, pe anticipare, așa, mă gândeam dacă aș face așa, cum aș face așa. Primul lucru care a fost pentru mine primordial a fost să pun ordine în ceea ce se întâmplă medical acolo. Erau, n-aveau de nimic, camion medical n-aveau decât așa formal, farmacie, nu exista decât o cameră în care veneau și lua fiecare ce vrea după acolo, medicamente, feșe, unguente și plecau. În scurt timp, într-o săptămână, lucrurile s-au schimbat, adică am reușit să am avut în primul rând înțelegerea și sprijinul lor. Să nu credeți că ei erau oamenii cu admirație pentru faptul că veneam eu din Europa sau, mă rog, dintr-o altă lume. Nu, erai un salariat. Eram un angajat al lor și o să vă spun, dacă nu plictisesc, o chestie care m-a trezit la o realitate la după vreo 5 ani de contract. Bun, am pus ordine acolo, am spus clar, aici e cabinetul, asta, 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 materialele sanitare sunt aici, medicamentele sunt aici, secțiile care au nevoie, eu de ce au nevoie, cum am nevoie, program de masă, aveam în cabinet o hartă, dacă mă credeți, cât un perete, în fiecare lună, schimbată, cu tot ce înseamnă meciuri, de la copii și juniori, pe toate disciplinele, handbal, fotbal, aveau școală de fotbal, 250 de copii între 7 și 12 ani. Care se antrenau în fiecare zi, luați de acasă, duți de acasă cu mașinile clubului, cu o mică indemnizație de 300 de dolari, care la vremea era salariul meu vreo 2 luni în România. Așa. Da, da. Am pus un pic de ordine. Probabil că asta a plăcut, dar eu am pus-o și pentru securitatea mea și ca să știu cum am... Și ușurință, ce am de făcut, da.
Am și avut, totuși ați ajuns la 23 de medici, am înțeles că ați avut... Nu, am avut 27 de colaboratori. 27 de colaboratori. Da, într-o diversitate, kinetoterapeuți, fizio, profesor de sport. Toți coordonează de NAS. Da, și de naționalități diferite. Am avut o șansă. Deci erau și localnici și străini? Da, da, dar străini mulți, însă din zone diferite, adică egipteni. Dar e o tehnică asta sau au luat cei mai buni de acolo? Ei nu aveau. A, nu aveau deloc? Nu, dacă vă spun că ei nu aveau facultate de medicină la vremea aia. Ei nu aveau. Deci, practic, s-au orientat, să spunem așa, și bineînțeles că au avut un filtru deosebit de sever, pentru că, așa, ca să vă spun, am aflat și eu ulterior, că până să rămân eu acolo, în 2 ani am schimbat 15 doctori, care doctori erau de prin Algeria, de prin India, de prin... Nefiind mulțumiți de ei. Da, și nefiind mulțumiți pentru că cei colegi ai mei, eu nu i-am văzut, dar din ce mi s-a spus, erau mai mult administrativi, așa cu indicația, nu știu ce. Eu m-am implicat în totalitate. Uh-huh. În primul rând am vrut să cunosc despre ce e vorba ca realitate. Am avut o șansă, pentru că am avut câțiva colaboratori maghrebieni, un algerian mi-a fost foarte apropiat, fizioterapeut. Și era simplu, că eu era arab și îmi traducea tot ce vorbesc ăștia. Uh-huh. Și mi-a spus, aveți o mare șansă. Care? Că nu înțelegeți arabă. Că la noi aici este ca, am făcut eu comparația cu România, cu Radio Șanțu. Și aici și acolo era la fel. Tot, orice, și dacă auziți, vă supărați, vă enervați, cine știe ce faceți, așa dumneavoastră vedeți în treaba dumneavoastră. Și spun eu ce vă spun. Da, a fost de mare, recunosc de mare ajutor, pentru că am putut să fac eu treaba mea, fără să mă implic emoțional în dispute cu... Pentru că acolo am aflat iarăși, acum revin după aceste 3 luni în care mi se spunea racheta, pentru că eu tot timpul eram în circulație, începând de la 8-9 dimineața, până la prânz era mai puțin activitate, mai mult copii, dar de la ora 4 până la 10 noaptea, tot clubul venea la pregătire, antrenamente, meciuri amicare, oficiale. Trebuia să fiu la sala de sporturi colective, unde acolo împărțit handball într-o parte, basket într-o parte. Deci e clară treaba, înseamnă că vă meritați banii. Așa se spune. Chiar am fost... Păi dacă de la 10 la 10 stătea 12 ore pe zi? Am fost criticat că nu m-am luptat pentru mai mult. Deși am fost avertizat de colaborator, zice, domnul doctor, pe cât ați seamță? O, salariu bun, dar și vă spun ceva. Dacă aici rămâneți o viață, nu vă mai dau ăștia un dolar. Ia că n-a fost așa. Și la fiecare... Lusa. Da, era și o lege pe care probabil ei nu știau. Pentru partea medicală, la 2 ani de zile, federația ți mărea salariul cu 10%, fără implicarea clubului. Uh-huh. Care adică era, asta era la nivel național. Da, era o treabă de genul acesta. Ei mi-au mai mărit pentru că au considerat probabil că am meritat. Da. Iarăși o chestie amuzantă, mă cheamă după 3 luni. Timp în care v-am spus, am alergat peste tot, mă duceam dimineața, seara, făceam de toate, am scos și dinți, am cusut, am făcut, deci tot. Și după 3 luni mă cheamă primarul, care e sultan. Consiliul de administrație era exact ca în cinea de taină, cu 12, nu știu ce, primarul într-un capăt, eu într-un capăt, îi las pe lângă mine cu toate ale lor, unii se uitau că am urât, alții, indiferent. Zice, știți de ce v-am chemat? Nu știu, o să aflu la dumneavoastră, dar cam bănuiesc. Ia spune, cam ce bănuiești? Păi au trecut cele 3 luni, probabil că nu sunteți mulțumiți de ce s-a întâmplat pe aici și urmează să ne strângem mâna și să plecăm. Așa crezi dumneavoastră? Păi, e o părere. Doamne, uitați ce se întâmplă. Noi, fără să știți dumneavoastră, v-am monitorizat mai mult decât credeți. Știam și cum plecați din club și cu ce picior și cu ce aia, unde ați ajuns, ce ați făcut, cu cine ați vorbit. Tot. E, acum vreau să vă spun și eu ceva. Concluzia mea. Spune noi. În acest club vor funcționa două parafe. A mea și a dumneavoastră. A venit, m-a felicitat. E, atunci am văzut ce înseamnă
perversitatea lumii. Erau câțiva manageri care nu mă suportau pentru că aveau oamenii lor. Și acolo e domnule, păi, cu oamenii lor. Ei și-au adus doctorii lor care făceau ce făceau. Apăreau facturi de 100.000 de dolari care medicamentele nu erau pe acolo. Și așa mai departe. Deci la mine n-a existat treaba asta, normal. Dar și oamenii aceia, când au văzut că șeful vorbește așa? Domnul doctor, am crezut dumneavoastră de la început. Bine ați venit. Păi tu îmi bine după 3 luni. Curbăsarea la asta. Da, românească. Da, știu, pe la hambar, pe la vole era. Da. Normal că m-a emoționat, dar mi-a crescut și responsabilitatea. Când zic să nu-i dezamăgesc pe oamenii ăștia, pentru că, uite, ei sunt corecți. Dar eu, așa, tot citind pe acolo, am văzut în sfârșit contractul după atâta timp că era ceva neregulă pentru mine. Ei spuneau, dacă te dăm afară după 3 luni, îți dăm, în primele 6 luni, îți dăm un salariu. Dacă dumneata vrei să pleci în primele 6 luni, dai jumate din salariu pe lună până la sfârșitul contractului, de un an, ceea ce nu era corect. Și adică mai mult te lega de client. Te lega sau te obliga să dai bani. Adică să fie o afacere pentru ei. Vrei să pleci, plătești. Bineînțeles că n-aveam unde să plec, era un an bun. A fost un an benefic pentru mine, pentru că am... Vorbiți de 2008? Nu, vorbesc de 98. Da. Da, 98, nu, deci începând din 98. Practic ați venit în 2009? Acasă, Dugă, da. Acolo am aflat în anul acesta cam tot ce se putea afla vis-a-vis de sistemul de organizare al clubului, de potențial. Mi-am făcut apropiați pentru că eu am considerat comunicarea foarte importantă și mai ales, vă spun, poate și colegii mei dinainte n-au reușit să producă acea atmosferă pe care eu am încercat să o creez și în România și poate că spun nu că aș fi reușit de menținere a grupului medical într-o atmosferă destinsă, într-o atmosferă profesională, fără orgolii rănite, fără invidii, fără lucruri foarte greu. Egiptenii nu se suportau cu indienii, algerienii erau de pornat francez, ca și tunisienii, ca și marocanii, localnicii erau zeii. Deci n-a fost deloc ușor. A fost un exercițiu care mi-a plăcut foarte mult, pentru că într-o singură zi vorbeam 3 limbi. Și română, că am uitat să vă spun că acolo au fost și antrenori români. Vasile Iordache, a venit Ilie Baraș mai târziu, în 2003-2004, în Dinească. Am ținut foarte mult la el și, da, mă rog, așa a fost să fie. A venit Iordănescu, pe care chiar l-am ajutat să ia o altă echipă decât își dorise dânsul atunci. Ion a fost și el pe acolo, Țichitiu, mă rog, nume. Și spuneam într-o zi, vorbeam românește cu cine era pe acolo, punea Vasile, cum zic eu, Iordache, care a fost idolul copilăriei mele ca portar. Vorbeam franceză cu colaboratorii și erau și jucători străini care vorbeau franceză. Engleză era limba oficială pe care trebuia să o modelez, fiindcă era o engleză de bază, nu să spunem așa. Și am avut și colaboratorii germani. Celebrul Vini Schäfer, care a venit să facă o școală, plus mai toți cei din Est vorbeau germană, și din Serbia, și din Cehia, limba germană. Domnul doctor, de când n-ați mai fost în Dubai? Ultima dată? Ultima oară, cred că acum vreo 10 ani. E, nu știți ce mai acolo. Ba da, pentru că vreau să vă spun, și asta este, dacă vreți, un alt motiv de mulțumirea mea, că n-am trecut degeaba pe acolo, oamenii aceia despre care vorbeam din conducere și mulți dintre jucători, îmi trimit mesaje, dacă vă arăt telefonul, să vedeți, Kazim Sultanu, Amimatar, Medaisha, Ale, toți, Magdi, capitanul meu de echipă, cu toate că sunt de altă religie și erau destul de încrâncenați pe partea asta, mă fericit de Crăciun și de anul nou, de Paște. E adevărat că ei cu Crăciunul o dau un menic, dar mai mult un Happy New Year, adică să fie ceva așa. Da, la jumătate. Eu îi fericit întotdeauna de Ramadan și de Aidul lor, care, mă rog, e un fel de Paște, am vrut să spunem așa, o sărbătoare de familie.
Și mai fericit odată și a impresionat treaba asta. Pe 2 decembrie este Ziua Națională a Imigranților. Și eu le fericit. Și nu uitați niciodată. Da, îmi răspund, îmi fac, deci... Să știți că eu v-am pus întrebarea și vizând infrastructură. Pentru treaba asta vreau să vă spun că, deci când a fost ultima oară, întâmplarea a făcut că, uite, chiar cu niște ploieșteni, în avion ne-am întâlnit cu Vivi Răchită, care mi-era antrenor la Petrolul, dar n-am știut că vine acolo, și cu Andy Crângu de la Vest. Mergeau la relax. Mergeau în vacanță. Da. Erau acolo, eu i-am arătat atunci, mă rog, un pic administrativ și le-am făcut rost de invitația mine la meci, juca echipa mea cu Sharjah și așa. Bun, n-au reușit să vină, a fost problema lor, dar eu, normal că m-am luat la club. Clubul era și nu era același. Adică? În sensul că oamenii din vechi, o parte mai erau, o parte se mai schimbaseră, pentru că și acolo generația se schimbă, dar se investise mult mai mult din punct de vedere financiar în dezvoltarea acestui club. Chiar mi-au spus și domnul doctor, când a spus dumneavoastră la noi, eram săraci, aveam 12 milioane de dolari pe an, acum avem 120. Ah. Da, nu vă mai spun, sponsorizări, BMW-uri, toată lumea cu firma BMW, deși ei nu prea erau cu mașini europene, mai mult pe partea asiatică, cu Toyota, cu lucruri, dar bine, nu vă spun ce mașini aveau la 17 ani, cu Ferrari, cu lucruri de astea. O politică extraordinară, socială, pe care și Icu și așa, cred eu că și-a câștigat un bun renume, prin care omul, chiar de rând arab, s-a simțit apărat, s-a simțit respectat, s-a simțit important. Dacă ați fost, dacă nu să vă duceți, e un muzeu. Da, am fost. Da. Am spus că acolo este o evoluție. De la faza aceea în care erau simpli pescari. Râmă, da. Și așa, și acolo am aflat și eu legenda formării Dubaiul, de la, mă rog, alimentată de actuala conducere, prin faptul că tatăl șeicului, care era analfabet, se spune că ar fi proiectat un viitorul oraș cu bastonul pe nisip. Să-mi aduceți oameni care să înțeleagă ce vreau eu să facă. Au beneficiat de acel boom petrolier din 56, când s-a descoperit în zonă petrolul, și atunci lucrurile au fost limpezi, dar spre deosebire de alte zone, alte țări, și nu vreau să spun poate neapărat și de țara noastră, au știut ce să facă cu banii. Trebuie să vă spun doar că mai sunt 20 de minute, adică vreau să vă spun că am vorbit despre Arabia mai mult decât am vorbit despre România. Putem vorbi mult, lăsați-mă doar un minut să vă mai spun despre Arabia aceștia, ca să vedeți că eu am rămas niște ani. După primul an am făcut un referat și am spus mai bine sau nu mai bine aici. La 11 noapte m-a sunat primarul Dubai, și zice, pe noi te-am adus pentru toată viața, mă întreb dacă mai vin pentru un an. Mi-au mărit mereu 3 ani, 4 ani și așa mai departe. A fost un moment delicat când Iordănescu, după ce l-am ajutat, domnul Iordănescu, domnul general Iordănescu, l-am ajutat în sensul ca sfat să prindă un alt club, Alainu și nu Aluasel, prin Bacinei Ordache, a vrut să mai ia acolo, la Alain, unde mi-o părea un salariu dublu decât aveam aici. Eu însă aveam contract cu Dubaiul și cu Alainu și nu n-aș fi vrut oricum, dar ca să vedeți și aici, clața închei un picuț, sau aproape această povestire, acolo se află totul imediat. Și a doua zi, după ce am stat cu Iordănescu la 1 noaptea la hotel, un meci amical, eu pe bancă, în tribună, oficialitățile, domnul primar, să vină domnul doctor lângă noi. Am dus, lângă toți acolo, ei tăceau, eu tăceam. Și zic, mă, de ce m-am fi chemat? Că nici pe-n cam nu tăcea așa. Doctor, cum vă țin la noi, special, zic, bine. Da? Un răspuns sincer, ne dați, da. Bă, e frică de domnul Iordănescu, că așa pronunța e pe Iordănescu, Iordănescu. Păi de ce? Ce legătură? Că e general, să veniți într-o țară, a fost o comunistă, nu mi-e frică. Dar se fac presiuni să pregați cu el, nu-i așa? Îți spun nu. Păi știți, da. Noi vrem să vă spunem ceva. Și dumneavoastră decideți. Dar întâi să vă spunem o legenda noastră. O poveste. Cu is filozofic. Vă ascult.
Sunteți în deșertul ăsta care vedeți în toate părțile. Știți, vă ajungeți undeva, nu prea știți distanța, nu prea știți timpul când o să ajungeți. Vă luați ceva alimente, apă, mai ales că asta e de bază, și după câteva zile, apa nu mai e. Mai încercați o zi să împânjenez cu ochii, sete, gură, și apar doi oameni în partea dumneavoastră, cu două bătăși de apă mari, pline. Unul zice, este sete, da. Bea-o toată, bea-o să te refaci, să te simți bine și nu știu ce. Tu o bei, toată, multă. Dar nu spune cât mai ai de parcurs ca să ajungi la destinație. Și mai erau niște zile. S-ar putea să n-ajungi. Celălalt zice, eu am altă părere. Merg cu dumneata și spun câte o picătură de apă pe limbă în fiecare zi. Dar îți garantez că vei ajunge la destinație. Ce frumos. Dumneavoastră pe cine aleviți? Da, da, sens să mai discut. Mi-au mărit într-adevăr salariile mai mereu, deși eu n-am cerut niciodată. Am beneficiat de tot confortul lor, cu prime, cu tot, la toate echipele. Dar mai mult decât asta și cu, vorbim probabil ore shift, am avut ocazia să învăț. Am fost trimis în Kentucky la doctor David Kerbel, care era medicul lui Clinton. Clinton, da. Și am făcut o perfecționare acolo de 9 luni. Bine, cu intermitențe. Am cunoscut pe Mar Martens, belgianul, care venea în Dubai și eu mă duceam în Belgia. La 3 luni, 4 luni, cu el cursul și toate lucrurile astea, 5 ani. Alain Sandoz, care a fost medicul echipei naționale al Elveției și era în Geneva. Am fost membru al Comitetului Olimpic Arab, membru al Federației de Fotbal, membru al Camerei de franceze din Dubai. Toate onorurile mi le-au dat oamenii aceștia. Deci, vă spun eu acum, nu este nicio treabă de mândrie neapărat, este doar o trecere în revistă la ceea ce am putut eu să fac și să mă bucur. Deci am putut să mă bucur acolo. Și acum chiar închei, cea mai mare bucurie a mea acolo a fost, dacă vreți, ca și apreciere a activității mele, nu neapărat banii pe care am câștigat, mă rog, tot ce mi-au făcut ei pe acolo. Într-o zi a venit un copil la mine, la cabinet, așa, 12-14 ani, s-a uitat la mine, zice, tu ești doctorul ăla bun la toate? Și zic, da? Dar de ce? Fiindcă ești bun la toate, faci de toate, scoți dinți, dai medicamente, faci injecții, faci alea. Tu ești bun la toate. Asta a fost cea mai bună apreciere a muncii mele acolo. Că am fost bun la toate, de un copil. Care a fost cel mai de preț cadou pe care l-ați primit în partea primarului sau a emirului? Bănuiesc că ați primit din când în când și astfel de cadou. Da. Dădeau ceasuri pe care eu nu le așa. Și parfumuri, dar alea arăbești pe mine nu prea mă încântau. Mi-au dat, într-adevăr, mi-au oferit o oportunitate pe care puțin ar fi obținut-o. Al doilea pașaport, să-mi dea un pașaport arab. Frumos. Și în momentul în care m-am întors în România și a fost pentru ei o lovitură, un șoc, efectiv, că eu mai aveam un alt contract, n-am înțeles de ce am venit eu în România, când acolo aveam, ei considerau iarăși că poate mai trebuie ceva. Și a zis, doamne, ai de toate, dăm pașaport arab, casă, tot ce vrem. Doamne, am o stație specială acasă și vreau să mă înțelegeți că am plecat. Și cu asta iarăși zic închei și nu închei, m-am lovit de ceea ce am cerut eu după primul an, să se respecte contractul și la mine, adică dacă ei mă dau afară și eu să-mi dea și ei mie jumătate din salariu pe lună până la sfârșitul contractului și eu dacă plec, așa. E, când m-a căutat domnul Mane cu Vivi Răchită, cu Dima și așa, ca să vin la Ploiești, și am zis în prima, da, am uitat că mai aveam un an de contract. Deci eu încă mai aveam un an. Primarul era plecat la New York, așa n-a avut să ia nicio hotărâre. După aceea a venit domnul primar, i-am explicat, unii se cumnatul meu, am încercat să creez o atmosferă din asta de familie, lor ei țineau foarte mult la lucrurile de familie. Și eu să fiu sprijin în România. Și zice, bun, dacă nu ați dar zice, chiar nu înțelegem de ce vrei să pleci acolo. Și a venit contabilul imediat, da, cam așa un pic răutăcios. Dar știți că aveți o problemă. Trebuie să aveți să dați jumătate de salariu pe un an, când mai aveți un an de contract. Lasă apele așa. Am apucat să promit și la Ploiești. Și primarul zice, veniți aici, m-am băgat în cabinet. Și uitați, domnul doctor. Apropo de aprecierea lor.
Nu. Nu să ne dați mic, ba mai mult. Vă dăm noi jumătate din salariul pe una care nu ați muncit. Dar dacă vă întreabă cineva, spuneți că v-am dat afară. Ca să avem... Ca să avem și noi... Și mi-au dat cecul. A fost singura dată, prima și singura dată, în acei aproape 11 ani în Dubai, în care n-am putut să nu lăcrimez. Ăsta a fost cadoul, probabil. Da. Am zis, doamne, nu se poate, m-am gândit și atunci, că se vorbeau tot felul de lucruri, că sunt răi, că sunt răzbunători, că... Eu chiar nu am simțit. Nu ați demonstrat, ca să spun așa. Da. Domnul doctor, ați tratat foarte mulți fotbaliști. Spuneți-ne de un caz grav, mai grav decât ăsta care l-a avut copilul ăsta, Dragoș Iancu. Un caz grav, haideți să vă spun, poate grav legat și de... Să vă rog să dați răspunsuri mai scurte, nici scurt. De a vă punem altă întrebări. Am avut în 2005 un fotbalist celebru, cel mai bun fotbalist al Asiei, Ali Karimi, un iranian, foarte bun, care a avut o regiune ligamentară și post-traumatică, a care toată lumea dorea operații și presiuni din partea Comitetului Olimpic iranian și foarte multe lucruri. Eu m-am opus și am avut conduita mea profesională și am reușit să-l fac, să zicem bine, cam în 4-5 săptămâni și în perioada de 8 săptămâni. Dar ăsta era un nume, era chiar o personalitate. Și am reușit. Restul intră în ceea ce se cheamă un pic uzura meseriei noastre. Ruptură de ligament am avut cu foarte mulți sportivi. Dacă vreți la Dinamo anul trecut, cu Bordușanu, cu Buleică. Par un pic mai lipsite de gravitate, deși sportul suportă din greu, pentru că interveni rutina și modul de a le trata obții rezultatele scontate. Sunt foarte multe lucruri de discutat pe linia asta și pe partea de accidentări clasice și pe partea de maladii, pentru că vedeți dumneavoastră și iarăși probabil că plictisesc un pic, medicul sportiv în România e un fel de cenușăreasă a disciplinei medicale, considerând că e unul pe acolo, spune o gheață, două pastilă și cam la revedere. Eu zic că nu e așa. Eu spun că trebuie să fii un fel de generalist în toate, ca să poți să ajungi peste tot. Atunci dumneavoastră consultăm, tratăm și boli diferite, nu neapărat cele legate de aparatul musculoscheletal. Deci facem nutriție, lumea nu înțelege. Facem susținerea efortului în niște condiții care nu sunt după ureche. Cum apreciați lotul petrolului din punctul ăsta de vedere la momentul când ați venit acum 10 luni? Deci, eu am spus-o și i-am spus-o și celebrului Ișban Covaci la Cluj, care la încălzire, mă rog, de când ne-am întâlnit așa, am văzut că mă respectă și l-am salutat și eu normal, așa cum îi salut pe toți și respect pe toți. Domnul doctor, cum vă simțiți la acasă? Păi, dumneavoastră cum te simți acasă? Bine. Deci, mă bucur că ați revenit și vreau să vă spun că mie îmi place cum joacă petrol. Eu i-am spus așa. Ce perfidie! I-am spus da, dar este o echipă care se mai caută. Ei, cam asta este răspunsul meu. Am întâlnit o echipă într-o formare oarecum. Dar care va crește, în opinia dumneavoastră? Da. Va crește, dar părerea mea că mai... Eu ca specialist neapărat în fotbal, ar mai trebui, cum spunem, așa, două, trei plombe. De undeva. Restul ține de tehnica antrenamentelor, de formare și așa mai departe. Cum comentați implicarea la echipa preparatorului spaniol Carlos Mendes? Da. Carlos ajută? Haideți să vă spun ceva. El vine dintr-o lume. Eu am avut un mic conflict cu Carlos, un mic fel de secret, pe o parte alimentară. Pentru că el venea cu niște concepții vis-a-vis de programul de alimentație pe care eu n-am fost deloc de acord și care n-aveau nicio legătură cu bioritmul sportivului. Și am spus așa, dumneavoastră ce ești? Preparator fizic, da? Vezi de treaba. Te rog frumos. Așa. Da, să mă pomine. Gata. Și că, domnule, și am spus și conducerii, dacă e ceva, plec eu, dar atunci și lăsați-l pe el. El este un tip venit dintr-o țară, între ghilimele, mai civilizată sau nu.
Și pe noi ne considerăm un picuț mai de o altă mâna lume. A doua. Uh-huh. Mai de altă lume. Este foarte vocal în ceea ce face și probabil că de multe ori treaba asta influențează. Așa. Calitativ, nu pot să spun că nu lucrează. Păi se vede după cum e echipa în teren. Și are metodele dânsului, este un tip ordonat, este un tip care se gândește la toate, dar este bine să rămână în sfera aceea. Adică să rămână pentru ce a fost adus. Pentru ce a fost adus. Dați-mi și mie exemplu. Un exemplu, două secunde. Chestia asta cu nutriția, cum o vedea el? Păi hai să vă spun, noi jucam meciul cu Rapid la 12 noaptea, terminam meciul. Corect. Și el voia la restaurant masă la 12 noaptea. Și am explicat, mai omule, în primul rând că trebuie o perioadă de repaus de la terminarea meciului până, să spunem că revenim pe partea de alimentație. Deci 45 minute, o oră, o oră jumătate. Al doilea, e momentul nepotrivit, pentru că un jucător care mănâncă la 12, nu la 12, că abia terminat meciul, unu, ajunge acasă la 2, la 3, ăla nu se mai culcă dimineața și îi trebuie 2-3 ore pentru digestie, uh-huh, care de fapt o să-i consume în energie. Uh-huh. Iar dumneata, a doua zi la 8, e chemat. Au venit, cum au venit și deci, asta este o greșeală, clar. Uh-huh. Deci, din punctul meu de vedere. Și din punctul nostru de vedere, ce trebuia? După masă, ce să servească? Nu, trebuia ceva ușor. Ușor? Da, dar nu neapărat. Da, și celebra pizza, că nu e niciun fel de problemă. Uh-huh. Dar eu am grijă pentru că întotdeauna noi le dăm niște băuturi din asta de refacere, chiar și proteici. Chiar și... Lasă copilul, pentru că somnul revine ca odihnă în procentă 50% din refacerea sportivului. Uh-huh. Chiar dacă spune ce, nu, somnul nu ajută. Să nu ajute somnul. Sigur, că ajung și încă foarte mult. Da. Spuneți-mi, în procente, cam cât de mult ați câștigat în Emirate față de cât câștigați în România? Păi nu, vreau să vă spun atât. Am câștigat, dar banii s-au dus, că așa suntem noi români. Avem pe ce să cheltuim într-o viață de om. Așa zisa negociere a salariului meu de început, și s-a ajuns la o sumă la care niciodată n-am visat la vremea aceea. De nerefuzat. Era salariul, deci salariul pe lună în Dubai, care l-am obținut, era salariul meu pe 2 ani jumate în România. Da, dar e suficient, nu mai spuneți nimic. Spuneți, care a fost cel mai important fotbalist de care ți-a avut grijă în îndelugata noastră meserie? V-am zis, mi-a plăcut acest Ali Karimi. Foarte mult, foarte mult. Ilie Balaci spunea, ăsta, dacă îl iau de o mână și îl duc acum la Barcelona, eu iau 10 milioane pe ea. Din prima? Din prima. Nu trebuie să facă nimic decât să intre în teren. Și atențiune, vorbeam de Ilie Balaci și de Barcelona anilor aceia. Da, Balaci a lucrat cu mine între 2003-2005. Am avut și acolo local mici de care m-am legat și îi flatam într-un fel și lor le plăcea, dându-le nume de fotbaliști. Am avut pe Beckenbauer, care era fondat central la Ahmed Shah. Uh-huh. Am avut pe Salem, care ziceam Pele, ca și tehnică. Și mi-a zis aminte, iarăși, și capitanul de echipă foarte bun, Mahdi Ali, care este, atențiune, unul din cei care a proiectat metroul din Dubai. Deci nu le-a dat numai cu fotbalul și cu cele 7-8 clase de mățau aia pe acolo, nu. Erau pregătiți. Renumitul metrou care nu are conductor, care merge singur, merge. Și așa mai departe. Unul din proiectanți, am aflat mai târziu. O nebunie. Da. Corect, care vine la 2 minute, am uitat. Da, acum nu mai există lucruri. Fotbaliștii, dacă le citați, și în România, cazul Oprița, când am întors eu și eram în liga în care eram. Mulți l-au refuzat. Operația n-a fost chiar o reușită la vremea respectivă, dar noi ne-am străduit și l-am recuperat și pe el. Sunt multe nume așa. Se poate gândi Petrolul acum la un pas de aniversare, la un trofeu? Păi eu cred că se fără poate. Fără plombelele 3. Da, fără plombele 3 va fi mai greu, dar este o echipă care muncește, o echipă care se va regăsi în pregătire prin perfecționarea automatismelor și prin încrederea pe care trebuie să o aibă jucătorii, în primul rând, în talentul lor și în pregătirea lor. Eu cred că ar fi bine dacă, așa cum s-a și spus în ce și-au propus clubul, o poziționare mai bună decât anul trecut, un play-off cred că ar fi chiar... Ar fi super. Super. Restul cupe, astea sunt lucruri care se pot întâmpla
oricând, oricând, oriunde benefic sau, mă rog. Spuneți-mi dacă l-ați evoluat în vreun fel pe Bilelo Marani, noua provocare a petrolului. Da, eu cu el am avut așa o relație de când era pe la CFR Cluj, fiind vorbitor de francez, fiind algerian, și povestindu-i de colaboratorii mei algerieni, lui a plăcut așa. Îl consider un jucător talentat, este la o anumită vârstă, n-a mai jucat de mult acum și trebuie să intre într-un program clar de pregătire. Are și niște kilograme în plus, o să le dăm jos. Important ar fi dacă el ar înțelege mecanismul acestei echipe și s-ar integra el în echipă, nu echipa, nu echipa să-l ajute, să-l ajute atât de mult pe el. Domnule doctor, 30 de secunde au mai rămas din această emisiune și vreau să vă întreb, de fapt vreau să vă solicit un pronostic pentru meciul de luni, având grijă acum când vă spun faptul că emisiunea este marți, meciul se joacă luni, iar ce spuneți dumneavoastră va fi intens discutat. În sport nu poți să pleci decât cu gândul să învingi. Clar. Iașu are o evoluție bună, dar eu cred că nu vom pierde acolo. Asta însemnând X2. Un X2. Da. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-am capacitat cu invitatul meu de astăzi, pe care de altfel o să-l mai chem și o să-i adresez în primele 20 de întrebări, pentru că dacă merg pe o singură variantă, cea cu Arabia, cred că s-ar putea să stăm și vreo două zile aici. Mi-a făcut mare plăcere și vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și dumneavoastră vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Time Out. La revedere!